Bună ziua, dragii mei, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracol Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de joi, 26 noiembrie 2020, și vom folosi și astăzi setul de cărți de oracol al ceștii de ceai, din care vom extrage 3 cărți. Veți vedea dacă rezonați cu aceste mesaje și cum vă veți putea ajuta de ele în funcție de situația voastră, iar dacă simțiți că nu rezonați cu mesajele primite, această citire nu este pentru voi. Și haideți să vedem și piatra. Deci pentru 26 noiembrie. Noroc. Mi se pare că această piatră a mai ieșit și acum câteva zile. Veți vedea cum se aplică noroc în cazul vostru. Și haideți să vedem și cărțile. Deci prima carte și trecutul vine cu ceainicul dorințelor. Deci este vremea să vă puneți o dorință și când apare această carte, ea ne spune că acea dorință se poate materializa. Prezentul ne aduce virtuții. Să nu te abazi de la virtuțile și principiile în care tu crezi. Iar viitorul vine cu un playboy care mi se pare că și ieri a ieșit. Și ieri și acum 2 zile. Deci acest playboy vă vrea în viața lui, dar nu 100% sau nu vrea să-și ia responsabilitatea, mai bine spus, pentru a împlini o relație 100%. Dar haideți să le luăm pe rând. Deci, ceainicul dorințelor vine cu indiciile dorință, manifestare, poți să ceri ajutor divin. Puneți o dorință, spune cartea. Când îți pui o dorință, îți concentrezi intenția spre dorințele inimii. Și această carte îți spune, a venit să spună că acum este timpul să devii clară cu ceea ce îți dorești sau ceea ce vine direct din sufletul tău. Afirmă acea dorință și dă-i drumul către univers. Apariția cărții ceainicul dorințelor sau ceainicul, ceainicul care îndeplinește dorințe. Deci apariția acestei cărți îți spune că se poate întâmpla. Este un mesaj foarte pozitiv și puternic să vezi în etalare. Apoi avem virtuții, care vine cu indiciile etică, inocență, onoare, respect. Trăind după principiile iubirii și a adevărului, sunt foarte importante pentru tine. Vedeți această femeie din imaginea noastră, stă nemișcată, intră parcă într-o stare de meditație și îi permite liniștii să îi aducă răspunsuri la anumite întrebări pe care ea le are. Fă și tu dacă simți același lucru, dacă simți că e nevoia de meditație și de a pătrunde în interiorul sufletului tău pentru a primi anumite răspunsuri, pentru că s-ar putea să fii derutată, mai ales văzându-l pe acest playboy lângă tine, s-ar putea să fii derutată și să nu știi ce să faci în legătură cu el. Deci, această carte îți spune să trăiești după principiile și virtuțile tale, să nu te lași păcălită, să nu te lași mințită și să iubești, să trăiești după ceea ce tu iubești, după ceea ce este important ție. Și să nu te mai lași păcălită, manipulată sau mințită. Da? Fiecare avem dreptul să decidem noi pentru noi
viața pe care noi dorim să ne-o trăim. Florile reprezintă abundență, florile din această carte, iar această rândunică sau pasăre ce e de pe colivie este mesagerul adevărului și armoniei. Și cartea îți recomandă să fii sinceră cu cine ești tu, da? Să fii sinceră cu tine și cu ceea ce simți. Onorează-te pe tine și principiile în care crezi, care și care sunt importante ție. Acestea îți vor întări caracterul și stima de sine. Iar un bărbat care prețuiește aceste lucruri și calități te va prețui și pe tine, bineînțeles. Și apoi vine tânărul nostru, foarte atrăgător, foarte chipeș, foarte șarmant. El este necăsătorit, îi place să călătorească prin lume, de fiecare dată dorește să cunoască noi destinații, noi culturi, noi oameni. Nu îi place să se angajeze și este un fel de playboy irezistibil. În această carte ne este prezentat acest tânăr care apare de câteva zile în etalările noastre. Se pare că nu-ți dă pace acest tânăr, fie îl ai prea mult în sufletul tău și în inima ta și tu îți dorești să îndemeiați la un moment dat o familie, dar el este genul de persoană căruia nu-i place să se angajeze, să se lege la cap de nicio persoană, de niciun lucru, de nicio un loc anume. Deci lui este aproape imposibil să facă ceea ce tu vrei. Sau nu a ajuns la maturitatea necesară de a îți oferi ceea ce tu îți dorești. Și dacă are legătură această dorință a ta, da? Puneți o dorință pe care o simți tu în suflet cu acest băiat, s-ar putea ca să ți se împlinească dorința. Dar ce spune cartea mai departe? S-ar putea ca într-un punct să-l aduci pe acest tânăr să îl convingi să se așeze la casa lui, să se stabilească, să-și formeze familia lui, dar trebuie să-ți reamintești că el nu are maturitatea necesară, după cum spuneam puțin mai devreme, pentru a-ți asigura iubirea și respectul pe care tu ți le dorești și pe care le meriți. De asemenea, el este neobosit și preferă să fie pe drumul lui, în drumurile lui spre noi destinații, după cum spuneam. Această cu carte sugerează că poți să îți experimentezi sau să-ți lărgești experiențele în dragoste cu acest tânăr, dar fără să te aștepți la un angajament 100% din partea lui. Și de asemenea, el se pare sau s-ar putea să vadă și alte fete pe lângă tine, deci trebuie să fii atentă la aceste lucruri și intenția lui nu este să te rănească, pur și simplu așa este el construit. Tu îl cunoști deja și știi că el este oricând pregătit să-și facă din nou valijoara sau chiar o are pregătită și să plece în următoarea destinație, să te lasă iarăși singură. Și când va dori, bineînțeles, tu îl vei primi înapoi, de aceea această carte din mijloc vine și îți spune să trăiești după principiile în care tu crezi și care sunt importante ție. Nu te mai lăsa păcălită și trăiește după ceea ce tu vrei, nu după ceea ce îți dictează unii sau alții. Și dacă consideri că nu mai funcționează relația în felul în care el poate să ți-o ofere, pune punct, încheie tot ce este de încheiat cu acest tânăr și poți să-ți cauți un pretendent mult mai matur care poate să-ți ofere și poate să-ți dorește să-ți ofere și să-ți asigure iubirea și respectul pe care tu le meriți și ți le dorești de asemenea. Dragii mei, eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru comentarii, pentru interes. Acestea au fost mesajele pentru ziua de joi, 26 noiembrie 2020. Vedeți cu care din aceste mesaje rezonați,
Restul lăsați-le deoparte, nu sunt pentru voi. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră, fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!